Protest inedit al actorilor sibieni față de reducerile salariale. Stimați spectatori, dragi prieteni, ați urmărit până aici 75% din spectacolul nostru. Potrivit hotărârii de guvern, noi suntem plătiți cu 75%. Procentual vorbind, am putea considera că noi n-am făcut datoria. Am putea să ne oprim aici. Dar nu s-a oprit, iar spectacolul a continuat până la sfârșit. Sunt actori și oameni de cultură, așa că nemulțumirea lor nu avea cum să fie manifestată altfel decât prin cel mai elegant mod cu putință. Când mai aveau câteva minute din spectacol, au anunțat că munca lor ar fi trebuit să se încheie, dar au continuat din respect față de public, iar spectatorii nu au putut decât să-i încurajeze. La 12 se depun armele! Adică 20 de minute? Actorii sibieni sunt nemulțumiți de reducerile cu 25% a salariilor și au decis să protesteze pe scenă, acolo unde își petrec majoritatea timpului, la repetiții sau în cadrul spectacolelor de teatru. Munca noastră este 100%, nu doar 75%, și asta ar trebui să înțeleagă toată lumea de sus până jos. Nu consider că nu este o perioadă grea, că România nu trece printr-o perioadă grea, dar este o perioadă pe care nu am făcut-o eu grea, iar din momentul ăsta nu mai înțeleg de ce nu sunt plătiți și de ce nu merge bine. Ordonanța de guvern n-a tăiat doar din salarii, ci și din banii de producție. Actorii însă muncesc la fel de mult, iar publicul nu și-l pot dezamăgi. Am considerat firesc să le aducem la cunoștință că facem eforturi, că nu e greu. Ei primesc un bilet întreg și că din dragoste pentru ei, pentru că ei sunt rațiunea noastră de a fi, vom juca spectacolul până la capăt. Din dorința de a vă un strop de bucurie și din respectul pe care îl purtăm, vom continua. Vă zic că fac bine ce fac. Mi s-a părut foarte frumos gestul ăsta de a veni în întâmpinarea spectatorilor care în definitiv nu au nicio vină că se întâmplă ceea ce se întâmplă. Îi admir pe toți actorii care pur și simplu se luptă și chiar poate dacă n-au un salariu mic, ei continuă să facă piese frumoase și să ne încânte. Pentru actori, protestul pe scenă a rămas acum singura soluție, așa că vor continua și în următoarele spectacole. Speră că vor fi auziți și de guvernanți.